Bun găsit, doamnelor și domnilor, la prim plan obiectiv. Față de anul trecut, în 2024, a crescut numărul biletelor de tratament balnear oferite de casele județene de pensii. Cine poate beneficia de ele și care sunt criteriile de selecție, aflăm în câteva momente. Mulți români însă nu au nici timp, nici bani și nici suficient curaj pentru a afla ce probleme de sănătate au. În sprijinul acestora vine campania Din grijă pentru tine, care își deschide porțile anul acesta la Cluj-Napoca și își propune să ofere gratuit consultații de bază și ecografii pentru mii de persoane. Unde și când se va desfășura evenimentul vom afla în partea a doua a emisiunii. Revenim acum la primul subiect. Potrivit Ministerului Muncii, atât numărul biletelor de tratament balnear în unitățile aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice și în alte unități de profil contractate, cât și bugetul alocat pentru acestea s-au majorat în acest an. Astfel, în 2024 sunt cu 16.000 de bilete de tratament balnear mai multe față de anul trecut. Totodată, suma aprobată pentru asigurarea de tratament balnear celor îndreptățiți a fost majorată față de 2023 de la 300 de milioane la 400 de milioane de lei. Pot solicita bilete gratuite pentru tratarea diferitelor afecțiuni, pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, iar un procent de maximum 15% din numărul total al biletelor va fi acordat beneficiarilor unor legi speciale. De la 1 ianuarie 2024 s-a majorat și cuantumul ajutorului de deces acordat familiilor îndoliate cu 778 de lei. Se ajunge astfel la 7567 de lei, o sumă considerabilă care are un rol important în sprijinirea familiilor care trec prin momente dificile. Aflăm mai multe chiar acum de la invitata noastră. Este vorba despre doamna economist Mariana Sălcioan, director executiv Casa Județeană de Pensii Cluj. Bună ziua și bine ați revenit în studioul TVR Cluj! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Așadar, populația îmbătrânește... Numărul pensionarilor crește, și chiar vă propun să începem cu această cifră, să vedem cam cum a evoluat numărul pensionarilor de la un an la altul. Da, ca și număr de pensionari la nivel național, în luna ianuarie 2024 s-au înregistrat 4,75 milioane de persoane care beneficiază de pensie. Există o tendință. Descadere a înscrierilor noi la pensie. Dacă în 2020 aveam 310.000 înscrieri noi la pensie, în anul 2000, 2023 am avut 254.000 de persoane care s-au înscris la pensie, au beneficiat de pensie de toate categoriile. La nivelul județului Cluj avem un număr de 177.225 de pensionari. În acest număr total de pensionari intră pensionarii pentru limite de vârstă, pensionarii cu pensie anticipată, pensie anticipată parțială, invaliditate și urmași. Și avem 144.490 de beneficiari de pensie pentru limite de vârstă, 257 de persoane care beneficiază de pensie anticipată, 3.428 de persoane care beneficiază de pensie uh, anticipată parțială, cealaltă era anticipată, mă scuzați dacă am spus și parțială, 13.000. Uh, 13.000... Deci, mii, practic, a crescut Da, 192 invaliditate și 15.000 la... de urmași deci, și mai avem 4.275 de persoane care beneficiază de pensie de agricultori. Din păcate, este o realitate. Populația îmbătrânește, numărul nașterilor este mai mic decât din păcate numărul deceselor. De Decese despre care spuneam că e un moment dificil cu greutăți emoționale, dar și materiale, și ajutorul acesta pe care statul îl oferă și care, al cărui quantum a crescut este binevenit. Și haideți să vedem, de la 1 ianuarie 2024 am înțeles că a crescut acest ajutor de înmormântare și a ajuns practic la 7567 de la 6789. Da, într-adevăr, așa este. Quantumul ajutorului de deces s-a majorat începând cu data de 1 ianuarie 2024. Acest lucru este prevăzut la articolul 20 din legea 442 pe 2023, legea bugetului asigurării sociale. Quantumul ajutorului de deces este de 7567 de lei. El este egal cu nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurării sociale de stat. Este un ajutor substanțial, da, dar care trebuie cerut, el nu se oferă automat odată cu eliberarea certificatului de deces. Poate că era mai simplu așa, se mai scutea din birocrație, dar nu este așa. Și haideți să vedem, dar înainte de a vedea documentele și unde trebuie ele depuse, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, de asemenea se oferă un ajutor da, într-adevăr, ajutorul de deces este reglementat pe legea 263, legea privind sistemul unitar de pensii publice. Pe lângă pensii, în legea 263 sunt reglementate ca și, veni... ca și prestații suplimentare ajutorul de deces și biletele de tratament. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului sau pensionarului sistemului public de pensii unei singure persoane, persoana care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, și care persoană poate fi soțul, soția, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul și orice altă persoană care face dovada că a suportat aceste cheltuieli de înmormântare. Deci, practic, întâi trebuie să suporte cheltuielile de înmormântare, nu poate primi banii înaintea. Da, dovad. Moment. în momentul în care vine la ghișele noastre și solicită ajutorul de mormântare, trebuie să aibă emisă factura de la SICRIU. Și am să vă spun la documentele care sunt necesare în vederea solicitării ajutorului de deces. Dar până ajungem acolo, vreau să spun că de ajutor de deces beneficiază și un membru de familie al unei persoane decedate care nu are calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, dar care persoana în cauză are calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii. În această situație, ajutorul de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces, respectiv 3, 7, 3, 784 de lei. Da. Deci, în cazul Se decesului unui, unui membru al fam familiei care nu era asigurat, în cazul decesului de a unui membru de familie care nu era asigurat și se consideră membru de familie în sensul legii, soțul, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate. Părinții și bunicii ci oricăruia dintre soți. Aceste categorii sunt considerate uh, membrii de rude. familie. Exact, da. Și primește jumătate spus, din da, quantumul, exact, Este jumătate din cuantumul ajutorului de deces reglementat și stabilit pe lege. Doar că, așa cum spuneam, trebuie depuse niște acte. Da. Uh, unde trebuie să meargă cu aceste acte și care sunt actele da. necesare? Uh, în cazul decesului asiguratului sau... Uh, Pensionarul sistemului public de pensii, documentele se depun la casa de pensii în a cărui rază de acțiune își are domiciliul persoana care solicită uh, ajutorul de deces ca membru de familie sau acolo unde decedatul pensionar sau asigurat uh, aparținea uh, ca și jurisdicția casei de, de pensii. În sensul că toți cei care au calitatea de pensionar la nivelul județului Cluj solicită plata ajutorului de deces la casa județeană de pensii. Noi avem deci chiar dacă și locațiile... Este din Burda sau din satele din... Nu? Noi avem locațiile din teritoriu, casa locale de pensii dar și casa locale de pensii Dej și cei care sunt arondați teritorial caselor locale de pensii depun cererea acolo. Bun, haideți să vedem ce acte. Desigur, Actul, certificatul de deces. Este da. probabil primul În primul rând, în primul, act. Și în primul rând trebuie completată cererea. Cererea este tip, anexă de la lege, acolo, probabil, da, la se găsește atât sediul... la sediul instituției noastre cât și pe site-ul instituției noastre la secțiunea uh, formulare, declarația tip pentru neridicarea pensiei pe luna decesului, certificatul de deces, și cartea de identitate... Să nu trecem atât de repede, poate oamenii nu reușesc să urmărească. Această declarație tip că nu a ridicat pensia în luna în care a decedat, de unde o obține. După data decesului. După data decesului? Da. Declarație tip pentru neridicarea pensiei a, pe luna decesului. Uh, pe luna decesului, dacă este într-adevăr o, o, o declarație, dacă decesul uh, intervine după data la se care se face plata pe, adică pensiei, 15, de exact, de până pe maxim 15 luni. lunii. Uh, Și pensia s-a livrat. Pe, decedatul are dreptul, persoana are decedată dreptul. are dreptul la pensie, doar, că trebuie să vină, da, doar că trebuie să vină cu documentele la noi pentru a elibera uh, noi o adevărință să meargă la poștă. Exact, da, da. Cei îndreptățiți să beneficieze, da. da. Bun. Uh, am zis certificatul de deces, în copie și original, cartea de identitate a solicitantului, factura și chitanța, bon fiscal în original, de la cheltuielile ocazionate de deces, factura Bun, și iară, chitanța de la SICRIU, după Pe, cum am aceste spus. aceste aceste chitanțe și facturi trebuie să însumeze 7.000... No. Nu, indiferent nu. de indiferent suma care a există, costat, Exact, cuantumul ajutorului de deces este stabilit pe lege. El se stabilește la începutul deci, fiecărui an. Nu trebuie să mai vine cu aceste chitanțe, din moment ce oricum primește cei șapte mii. Trebuie să facă dovada că a suportat cheltuielile de mormântare. Și dovada cea mai bună a faptului că a suportat aceste cheltuieli de mormântare este factura de la Sicriu, care factura de la Sicriu este emisă pe numele persoanei care vine și solicită ajutorul de mormântare. Bun. Așa, acte de stare civilă ale solicitantului, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul, orice alte documente doveditoare ale schimbului de nume, dacă și-au schimbat numele. Așa, certificatul de încadrare. În cazul copiilor, vă spuneam adinea, ca și membru de familie, copiii care sunt încadrați în grad de handicap, aici avem nevoie de certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se ateste boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data evirii uh, acesteia, pentru persoanele care nu se regăsesc în aplicația Revisal. Aici și se întâmplă acest, această situație, este în cazul decesului asiguratului sistemului public de pensii, adică unei persoane active care are contract de muncă. Dacă nu se regăsește în aplicația Revisal, noi verificăm acolo să vedem dacă la data decesului avea calitatea de asigurat. Așa, trebuie să prezinte o adevărință de la angajator care să ateste calitatea de asigurat la data decesului. În cazul asiguraților, adică a persoanelor active, cele care își desfășoară activitatea la data decesului, trebuie să facă dovadă că aveau această calitate de asigurat. În caz contrar, nu putem să-i liberăm ajutorul de amormântare. Deci este un pic de umblat pentru a procura toate aceste acte, astfel încât nu să neapărat, primești dar, acest ajutor? Dacă persoana este pensionară, așa cum spuneați, soțul, soția copiii, pot să facă lucrul acesta, în, să solicite în numele lor și prezintă actele și documentele lor. Desigur, pe lângă certificatul de deces și acea factură. Uh, din care să rezulte că a avut loc uh, în mormântarea. Da. Indiferent cât a costat, va primi 7567, 7000... cât este stabilit salariul minim pe economie, uh, mă scuzați, mediu brut pe mediu economie, pe brut. la nivelul anului 2020. cât timp va primi banii și de unde îi ridică? Banii se virează în cont, că mai aveam și extrasul ah. de cont al solicitantului printre documentele necesare. Banii se virează în cont. 3 maxim 4 zile, în funcție de dată. Dacă este weekend, atunci se prelungește pentru că vorbim de zile lucrătoare. Dacă nu. În trei zile, conform prevederii legale, banii sunt virați în cont. În situațiile excepționale, când solicitantul nu are cont, nu are posibilitatea de a-și deschide un cont sau are domiciliu în afara României și vine și stă în țară o zi-două, atunci ajutorul de deces se plătește prin caseria instituției noastre. Dar am stabilit o regulă pe care ne dorim să o respecte toată lumea și până în momentul de față se respectă cu plata ajutorului de înmormântare prin virament bancar. Astea sunt informațiile, așa cum spuneam, chiar dacă este un moment trist, paradoxal, face parte din viața noastră și, așa cum spuneam, avem pe lângă greutățile psihice, emoționale, avem și acestea materiale și ne ajută lucrul acesta, dar e important să cunoaștem toți pașii și să facem solicitarea acestei sume, pentru că ea nu se acordă din oficiu. Nu se acordă din oficiu, se face la cerere. Uh, acest. Uh... Acești bani, acest ajutor se acordă în termenul general de prescripție calculat de la data decesului. Termen de prescripție stabilit de legislație, adică 3 ani, 3 ani de la data decesului, dacă o persoană vine și solicită ajutorul de deces, se acordă acest ajutor în cuantumul stabilit pe lege la data decesului. Deci, iată, timp de 3 ani poți ai timp să uh, soliciți acest da. ajutor. Și ce e mai bine de voiam... știut lucrul da. acesta? Ce mai vreau să specific este faptul că în momentul în care se depune cererea la ghișe, la ghișele noastre, pe spatele certificatului de deces, noi avem nevoie obligatoriu de prezentarea certificatului de deces în original. Pe spatele certificatului de deces se va face o mențiune achitat din de plată, achitat caserie, data și semnătura, tocmai pentru a nu putea fi utilizat acel certificat de deces în vederea solicitării De mai multe de ori. Plat, Sume. exact, da, într-adevăr, în 2023 am avut 7.244 de ajutoare de deces plătite prin instituția noastră. Să trecem acum la ceva mai frumos. Vorbim de bilete de tratament. Cu toate că atunci când avem nevoie de tratament avem și afecțiuni, dar e important să le tratăm din timp, astfel încât să avem o viață cât mai lungă. Și citeam că și numărul acestor bilete de tratament a crescut anul acesta, față de anul trecut, cu 16.000, din câte am înțeles eu. Câte sunt la nivel național? Și apoi să vedem câte au fost alocate Casei Județene de Pensii Cluj. La nivel național au fost alocate un număr de 136.000 de bilete de tratament. Nu avem numărul repartizat la nivelul Județului Cluj, pentru că aceste bilete de tratament uh, sunt împărțite în serii. În anul 2024 vor fi, do vor fi 19 serii de bilete de tratament. Ultima serie având data de începere 3 decembrie 2024. Și de ce spun că nu s-au alocat la nivelul județului Cluj? În momentul de față sunt bilete doar în stațiunile care se află în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Aici avem 1 mai. Bizușa, Buzia, Școvazna, Joagiu, Moniasa, Amara, Pucioasa, Lacusărat, Olănești, Bala, Bălțătești și Nicolina. În aceste, în aceste baze de tratament sunt în momentul de față bilete. Prima serie suntem în curs de finalizare a distribuirii biletelor pentru seria 2, care începe din 6 martie, urmând ca pe viitor, în momentul în care se va finaliza procedura de achiziție pentru ceilalți operatori economici care îndeplinesc cerințele și criteriile stabilite prin caietul de sarcini și prin legislația specifică în vederea um, um, dacă au dotarea necesară în, în vederea efectuării tratamentelor uh, la care au, de care au nevoie pensionarii și asigurații, în funcție de uh, agenții economici care vor participa la această licitație, numărul biletelor de tratament vor fi alocate pe unitățile respective și în funcție de aceasta vor fi repartizate la nivel de județ de regulă. Deci doar se acestea seama... contractate suplimentar, să spunem așa, cu alte firme de profil cu alte centre balneare vor fi alocate punctual pentru casele județene. Pentru că am înțeles că deocamdată sunt doar la nivel național, 136 de mii. Da, 136 de mii sunt la nivel național. Aici sunt incluse toate biletele și cele care uh, revin uh, unităților subordonate case naționale de pensii publice ce, uh, cel, localități și cele care vor fi contractate alte unități. Da. Am înțeles. Da. Dar nu se știe un număr exact pentru Casa Județeană de Pensii Cluj în momentul da. acesta. Nu. No. Asta înseamnă că atribuirea lor se face cumva, am înțeles, printr-un program informatic și da. se face la nivel național. Da. Atribuirea biletelor, alocarea, alocarea. alocarea biletelor de tratament pe serii și pe stațiuni. Da, se face printr-o aplicație informatică care este gestionată de către casa națională și care funcționează la nivel național pe baza unor criterii de acordare, uh, și a unor punctaje obținute de fiecare, de fiecare solicitant în parte. Ierarhizarea se face în ordine descrescătoare a punctajelor, de la mare spre mic și în funcție de locurile care sunt alocate pe stațiune și pe serie. Pentru că probabil sunt și unii pensionari, sau asigurați, pentru că vom vedea nu doar pensionarii pot beneficia de aceste bilete de tratament balnear, ci și persoanele care se află în sistemul de asigurări publice. Poate sunt nemulțumiți că nu le-a fost alocat un bilet, aveți astfel de reclamații, vin persoane supărate că nu au primit, crezând că toată selecția se face la nivelul casei județene Cluj. Da, într-adevăr, sunt persoane nemulțumite, sunt persoane nemulțumite că au punctajele mici dar din păcate marea majoritate a solicitanților și a solicitărilor sunt pentru perioada de vară pentru 3 maxim 4 serii pe acele 3 4 serii. Se înghesuie foarte mult. Da, se foarte mult. Evident că nu sunt mai multe bilete și nu avem cum să le punem la dispoziție tuturor. Și atunci cei care sunt, se califică în vederea obținerii biletelor de tratament pentru perioadele respective sunt puțini și cei care au punctaje foarte mari. Și am să vă spun criteriile uh, de acordare a biletelor de tratament. Haideți să aflăm care sunt Vreau să vă spun. Spun mai întâi beneficiarii. Să vedem Cine are dreptul. Da, beneficiarii de bilet de tratament sunt pensionarii sistemului public de pensii, asigurații sistemului public de pensii, beneficiari ai drepturilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. O noutate adusă de legea 360 pe 2023, noua legea pensiilor, este faptul că pot solicita bilet de tratament și soțul, soția, asigură Pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, Aceasta, această prevedere și această categorie pot să solicite acordarea biletului după data de 1 septembrie 2024, când va intra în vigoare legea 360. Și tot gratuit va primi și soțul soția nu, cu suportarea, cu suportarea nu. unei contribuții. Um, Prețul, va achita integral prețul biletului. Păi, da. atunci putea să-și ia bilet, nu neapărat prin casa județeană, sau nu putea obține în același loc cu soțul. Da. <laughs> Am înțeles. Și mai avem aici și asigurat al sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesită tratament balnear în conformitate cu prevederile legale. Aici vorbim de persoanele active care fie au o boală profesională, fie au un accident de muncă și pe programul național de recuperare stabilit de către medicul expert se stabilește ă, tratament balnear și atunci ei se încadrează să beneficieze de bilete de Dar așa în general tratament. mai mult apelează la aceste bilete pensionarii sau sunt și asigurați care știu că pot și ei beneficia de bilete de tratament balnear gratuite sau mă rog cu, uh, un, quantum, cu un cu, cu respectarea unui cu unui unei contribuții, da. Marea majoritate nu vreau să zic 90%, dar sunt 90% dintre solicitări, sunt doar pensionari. Doar pensionari. Da. Sigur, este și normal, la vârsta aceea, probabil, afecțiunile sunt mai numeroase și, probabil, și mai accentuate. Da, dar dumnealor consideră biletul de tratament și, nu, și numele îi spune că e bilet de tratament, consideră ca și o meritată și bine meritată vacanță. Ieri, de exemplu, am fost la audiențe la Câmpia Turzii, am uh, luat extrem de multe cereri pentru bilete de tratament, și marea majoritate a doamnelor mi-au spus că ele vor să-mi lase o cerere pentru vacanță. Deci, încă da. nu sunt conștienți da. că vorbim de bilete de tratament, de aceea aici nu se merge doar vara, pentru că nu e concediu, nu e vacanță. Și uh, aceste bilete de tratament sunt în număr egal pentru toate lunile anului? Nu nu sunt în funcție de solicitări. De exemplu, acum pe seria 1 și seria 2 din uh, seria 1 a început în 19 februarie, seria 2 uh, în 6 martie, dacă bine am reținut am avut uh, medie de 50, 51 și 52 pe prima serie 52 de bilete, pe seria 2, 51 de bilete. Și numărul solicitării, câte ați avut? Păi astăzi? până astăzi avem înregistrat, până astăzi, până ieri, că cele de astăzi nu le-am cuantificat, uh, aveam 2.548 parcă de cereri înregistrate, într-o lună de zile. Și sunt doar 100 de locuri pe cele două serii. Da, pe cele două serii, da, sunt 100 de locuri. Bine că seriile următoare, când vor veni și celelalte uh, unități cu cei Alți operatori economici se va majora numărul de bilete. Dar, și la poate nivelul a, a, unii dintre aceștia care au făcut cererea acum nu solicită această perioadă, ci mai încolo. Da. De altfel, spuneați că e foarte important să treacă o perioadă mai flexibilă și mai lungă, probabil, nu da, doar data este. pe de azi, cerere, Cererea este un formular tipizat, formular tipizat care este anexă la uh, ordinul de, de aprobare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament. Acest ordin este aprobat de către președintele Casei Naționale de Pensii Publice în fiecare an. Uh, acolo sunt trecute criteriile de acordare a biletelor de tratament, punctajele care se acordă pentru fiecare criteriu și toate uh, actele necesare în vederea depunerii și în vederea obținerii biletelor de tratament. Vreau să spun că da, pe cerere, pe formularul acela tipizat, este trecută perioada de la până la... După cum am mai discutat și cu alte ocazii, sunt persoane care trec din 1 martie până în 15 martie sau din 1 iunie până în 15 iunie. Există șansa sau neșansa ca în acea perioadă să nu fie început de serie. Dacă seria începe pe 15 a lunii, nu se mai încadrează nici în 1, nici în 15. Motiv pentru care noi le recomandăm tuturor celor interesați să-și treacă o perioadă mai mare de timp. Dacă vrem din 1 mai până în 30 septembrie, șansele de obținere a biletului de tratament sunt mai mari. La fel cum le recomandăm ca pe cerere să fie trecute cele trei opțiuni au posibilitatea de a opta pentru trei stațiuni și atunci noi le recomandăm să-și treacă trei stațiuni, pentru că dacă scriem Sovata și doar Sovata, șansele de a obține bilet la Sovata, de exemplu, sunt minime, datorită faptului că, de exemplu, anul trecut, numărul de bilete alocate pentru stațiunea Sovata au fost mai puține decât în anii precedenți. Vă dau un exemplu. Ce am mai întâlnit tot ieri la Câmpia zic că vă spuneam de audiențele mele de acolo, au venit două doamne foarte drăguțe cu cerere de acordare a biletelor de tratament. Le-am spus, vă pensionare. rog. Să vă trece... pensionare. pensionare, da, pensionare, evident. Și le-am spus, vă rog să treceți trei la stațiuni, trei stațiuni, desigur, zice, trei am trecut. Sovata, 1 mai, Sovata. Deci, deci trebuie trei diferite. Da și perioada da, mult mai lungă și, da, pe o perioadă mai lungă ce mai este specificat pe acea cerere, formularul este destul de mare și cu multe, cu multe puncte care trebuie citit de fiecare acolo este trecută și forma de, forma de plată adică poate să fie doar gratuit dacă beneficiază de gratuitate adică are o lege cu caracter special care îi dă gratuitate la biletul de tratament sau dacă este persoană cu handicap are dreptul la gratuitate gratuit în limita locurilor disponibile. Altă opțiune. Cu suportarea unei contribuții. Toată lumea scrie gratuit în condițiile în care din 50 de bilete noi primim 5 bilete gratuite și solicitările de bilete gratuite pe o serie sunt de 10. Nu avem cum să mulțumim pe toată lumea. Și acolo e bine să treacă dacă au posibilitate sau au un beneficiază de o lege cu caracter special care le dă dreptul la gratuitate gratuit în limita locurilor disponibile. Am înțeles. Am atins cât de cât ceea ce ne-am propus, mai puțin aceste criterii pentru persoanele care aparțin sau care se supun unor legi speciale, dar, așa cum spuneați, se găsesc toate aceste informații pe site-ul Casei Județene de Pensii. Important este că au aflat că se pot lua aceste bilete de tratament, dar trebuie să fie foarte atenți la modul în care completează cererea tip. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru informații și vă mai așteptăm și altă dată. Mulțumesc pentru invitație. Vin cu drag. Noi mergem mai departe. Motorul electric al viitorului se naște la Cluj. O echipă de cercetători Clujeni din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca a proiectat împreună cu parteneri din șase țări europene un motor electric menit să reducă cu 50% costurile unui astfel de automobil. Motorul va fi mai mic, de două ori mai puternic decât cele regăsite pe piață în prezent și va putea fi reciclat în proporție de 60%. Cercetătorii din cadrul Departamentului de Mașini și Acționări Electrice al Universității Tehnice din Cluj-Napoca lucrează cot la cot cu partenerii din cele șase țări implicate în proiect pentru a proiecta și dezvolta un motor pentru viitoarea generație de vehicule electrice. Echipa proiectului Maxima, finanțat cu 5 milioane de euro, se ocupă atât de designul motorului cât și de eficiența acestuia pentru a face față tuturor cerințelor impuse de programul Orizont Europa al Comisiei Europene, care îl finanțează. Vom dezvolta un motor modular pe care să-l putem dezasambla ușor și din care să putem pulege părțile componente astfel încât să le putem recicla mai ușor. Un alt indicator de performanță este uh, 60% grad de reciclabilitate. Încercăm să dezvoltăm și un geam în digital, cum îi spunem noi, pentru a putea implementa o strategie de control care să crească performanțele mașinii. În paralel cu realizarea motorului electric, care trebuie să conțină cât mai puține materiale dăunătoare mediului, se lucrează la proiectarea procesului de fabricație. Nu putem produce. Un motor care să arate doar bine pe hârtie, care să fie, de, să fie performant doar din punct de vedere al calculelor, ci e nevoie să fie un motor pe care să-l putem produce la prețuri accesibile, să-l putem produce într-o fabrică reală, într-o linie de producție reală. Obiectivul proiectului este undeva la 6 euro pe kW, ceea ce este, cred eu, sub sub ceea ce se face în ziua de astăzi pe, pe piață. Se dorește ca motorul să poată fi propus în masă pentru mașinile din clasa C și D, mai accesibile ca preț și pentru care există cea mai mare cerere. O primă structură a motorului electric este gata. Materialul utilizat pentru magneți este din pământurare. Scopul acestora este de a putea fi reciclați după ce își pierd capacitatea lor magnetică. În momentul de față, la scară largă, sunt promovate motoarele care generează un flux radial, adică perpendicular pe axa de rotație, care cântăresc aproximativ 20 de kilograme. Pe proiectul Maxima vom face designul unei mașini cu flux axial, care este o mașină mult mai compactă, mai ușoară, trebuie să o facem să fie și mai ieftină, dar, datorită dimensiunilor reduse, pune mari probleme, mai ales pe partea termică, management termic, adică răcirea, răcirea în sinea motorului. Cea de-a treia întâlnire a consorțiului care gestionează acest proiect a avut loc la Cluj-Napoca. Proiectul european Maxima include diferiți parteneri din mediul universitar, industrial, dar și ONG-uri. Sunt implicate șase țări în acest proiect și patru universități din Franța, Spania, România și Belgia. Proiectul se va finaliza peste trei ani. Sperăm la, final, la finalul proiectului să avem două prototipuri pentru două nivele de putere, deci practic avem o gamă, de, gamă pe care trebuie să o acoperim, este între 50 și 120 de kW. Vom avea un uh, prototip undeva la 60-70 de kW și unul la 120. Soluția tehnică va fi folosită în industria constructoare de automobile din Franța. Promovarea sănătății este un proces care implică participare individuală, dar și responsabilitate comună. Pentru a adopta un stil de viață sănătos și pentru a lua decizii favorabile în acest sens, oamenii trebuie să fie bine informați despre valorile sănătății și a mijloacelor de investigație. Mulți români nu au nici timp, nici bani și nici suficient curaj pentru a afla cum stau cu sănătatea. În sprijinul acestora vine campania Din grijă pentru tine, care își deschide porțile anul acesta la Cluj-Napoca și își propune să ofere gratuit consultații de bază și ecografii pentru mii de persoane. Participanții pot beneficia de ecografii, mamară, tiroidiană, urologică, pelvină, ecografii cardiace plus EKG, ecodopler arterial și venos și consultații de cardiologie, orele, oftalmologie, stomatologie, dermatologie și medicină internă. Evenimentul se va desfășura în perioada 25-27 februarie, între orele 10 și 17, la BT Arena. Doritorii se pot înscrie online și vor putea opta și pentru consiliere psihologică, psihiatrică, judiciară, nutrițională și chiar spirituală. Mai multe ne spune chiar acum inițiatoarea proiectului, Ana Maria Zanfir, medic primar chirurgie vasculară. Bună ziua și bine ați revenit în platoul TVR Cluj. Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și vă mulțumim că mereu când este vorba de o acțiune de binefacere și o acțiune ce presupune a oferi un plus de sănătate cetățenilor din Cluj-Napoca. Dumneavoastră ne-ați fost mereu alături și apreciem foarte mult lucrul acesta. Așa este, pentru că și noi ne dorim să avem o populație mai sănătoasă și așa cum își propune și această campanie, lucrul acesta se poate prin prevenție și educație medicală. Trebuie ca oamenii să știe de când ar trebui să înceapă toate aceste investigații, ce ar trebui să facă, pentru că la, eu știu, 30-40 de ani, chiar și 50, te simți încă în putere, energic, sănătos și nu-ți trece prin cap să faci niște investigații preventive. Da, sau uh, poate că se trece prin cap, dar ești descurajat de faptul că trebuie să mergi la medic, să primești un bilet de trimitere, de acolo trebuie să faci o programare la specialist. Uh, având în vedere programul extrem de încărcat al oamenilor din ziua de astăzi, amână, uh, din păcate, cu costul vieții lor, uh, prezentarea la medic în timp util, ceea ce încearcă această campanie. Unul din obiectivele și scopurile ei este acela de a Înlesni și de a facilita um, un consult medical, lucru ce poate chiar uh, crește calitatea vieții, dar salva la un moment dat uh, chiar viața. Practic de la ce vârstă ar trebui să începem cu această prevenție și ce tip de investigații, cu ce tip de investigații ar trebui să începem? Ar trebui început chiar din copilărie, motiv pentru care campania a început în 2019. În Cluj, am făcut, am organizată pentru prima dată, de atunci am fost prin toată țara, a fost apreciată și la fiecare ediție încercăm să ducem ceva nou, să vedem oare ce mai putem să facem în plus pentru oamenii cu care noi venim în contact. În Cluj va fi pentru prima dată când va fi și o expoziție de sănătate, unde clasele, elevii, dirigenții cu clasele din, din uh, diferite școli din Cluj. Vor putea veni, sunt standuri pe la care ei trec și li se prezintă ce înseamnă un stil de viață sănătos, de unde începe, cum se menține. La sfârșit vor avea ocazia să învețe cu ajutorul echipei de la UPU, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj, ce, cum poți să dai prim ajutor și câteva reguli de igienă dentară. Deci avem și pentru copii uh, o activitate interesantă, pentru că, așa cum spuneați, considerăm că este important ca aceștia să crească cu niște principii foarte sănătoase și foarte ferme în ceea ce privește uh, stilul de viață. Astfel și, ei, sănătatea. și sănătatea. Astfel când ei când vor fi mari, le va fi foarte ușor să nu mănânce fast food, pentru că de mici au fost crescuți în felul acesta. De Vor fi educația, învățați să respingă țigara, da, contează foarte mult. Educația medicală, să-i spunem da. așa, pentru că și alimentația intră la acest capitol. Bine, gestionarea uh, stresului și așa mai departe, adică nu vorbim doar de a mânca și a face mișcare, a fi sănătos uh, e uh, mult mai complex. Înseamnă, înseamnă mai multe da, lucruri. Iar mult anul mult acesta, așa cum spuneați, veniți cu această noutate care se adresează uh, tinerilor, elevilor și cadrelor didactice cu care ei aceștia vor veni, dar pot veni și singuri, nu? Elevii mai mari pe la aceste Da, standuri. bineînțeles, pot trece, pot trece și dacă vin fără, într-un într mod organizat, este cine să îi preia și să îi treacă prin expoziție, să le explice ce, ceea ce văd Bun. și să răspundă la întrebări. Ceea ce mai avem nou este faptul că se vor putea efectua și mamografii. Și ne bucurăm foarte mult pentru lucrul acesta. Mulțumim uh, um, doamnei conferențiar Ciurea, doamnei doctor Ciortea și echipei de la radiologie, domnului doctor Lebovici. Dacă e să încep cu mulțumirile, sunt 120 de medici implicați în proiectul acesta. Este Care vorba de voluntari, voluntar, all, liber. dar voluntar, da, deci oameni deosebiți m-au emo emoționat. Uh, știu că sunt oameni foarte ocupați și știam lucrul acesta cum m-am dus la ei, dar m-a emoționat faptul că parcă te-abia așteptau să aibă cadrul necesar unde să poată să facă acțiuni de voluntariat. Suntem parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Evenimentul este organizat de Biserica Adventistă de ziua 7 din România, dar suntem parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu institu Institutul Oncologic, cu Institutul Inimii, cu Spitalul Municipal, cu ambulatoriu uh, integrat de boli infecțioase de pe moților, uh, cu primăria, uh, cu, primăria cu prefectura, cu foarte multe structuri administrative care și-au dat mâna pentru a face acest eveniment posibil. Și uh, folosesc această ocazie pentru a le adresa mulțumirile mele și recunoștința pentru modul în care s-au implicat, și astfel este posibil ca. Duminică, luni și marți să facem ceva pentru sănătatea curgenilor. A, a început deja amenajarea spațiului, pentru că mă gândesc că nu este ușor să uh, faceți 45 de cabinete, le spunem așa, dar ele cred că sunt. Este o firmă specializată care va veni sâmbătă seara și va. Construit, va organiza totul, adică am rezolvat pe această. Deci, practic, pacientul va avea intimitatea necesară acolo unde este. Bineînțeles, considerăm. Um, ne dorim să facem totul și așa să ne ajute Dumnezeu, foarte organizat, foarte structurat, timpul de așteptare al pacientului să fie unul mult mai mic. În acest sens, nu poate să vină oricine la. Neprogramat. Da, neprogramat. Avem și pentru persoanele care atunci au sunt pe stradă și vor să vină să vadă despre ce este vorba, pot să-și facă diverse investigații, de exemplu, greutatea, indicele de masă corporală, procentul de grăsime, să vorbească cu un nutriționist. Deci se poate face lucrul acesta fără programare pentru a oferi și oamenilor care nu au apucat să se programeze șansa să, uh, -a să a fie văd despre sănătatea lor și despre sănătatea organismul lor, lor. Da, și atunci oricine este binevenit. Dar în ceea ce privește consultul la cabinete, la unul cele 45 de cabinete, trebuie obligatoriu um, programare, programare în prealabil. După, da. pentru a evita aglomerația, așteptarea. Exact. Pentru că acolo, așa cum spuneați, programarea se face ca la orice clinică. Al spital, exact. Uh, apare ziua, ora disponibilă și în funcție de aceasta se programează. Și te programezi. pe fiecare cabinet există un șef de cabinet, adică în momentul în care pacientul ajunge la secretariat, uh, șeful de cabinet are un smartphone sau o tabletă care anunță că pacientul de la cotare a venit la cabinetul dumneavoastră și atunci nu poate să intre nimeni decât cine apare pe lista șefului de cabinet, Am lucru înțelegat. care ne-a înlesnit um, în general cum au decurs precedentele campanii, Au fost timpi mari de așteptare sau, având în vedere aceste programări online, s-au respectat ele? În principiu s-au respectat, dar atunci când apare o patologie foarte gravă se decalează un pic timpul de programare. De exemplu, știu că la Timișoara a fost o doamnă, nu avea nici nicio altă patologie, a venit să-mi fac și eu un ecocort, pentru că nu mi-am făcut niciodată. Și când i-au pus transductorul pe inimă, avea o formațiune tumorală în atriul stâng. Este o formațiune care poate să din ea să se desprindă un mixom atrial. Se sprindă bucos și să facă accident vascular cerebral, o ischemie acută, adică se, se să, să și moară. Știa și nu avea niciun fel de nu simptome. avea. Următoarea săptămână a fost internată, a fost și operată și acum trăiește. Și sunt foarte multe cazuri de, de, persoane care au fost diagnosticate cu diverse formațiuni tumorale și nu se gândeam, de, fără simptomatologie. Um, exact asta vroiam să vă întreb. Uh, sau mulți care au depista? avut curajul să uh, își Uh, facă un consult și ulterior să meargă la medicul respectiv și uh, să-l să vadă mai departe. Adică s-a apropiat cumva pacientul de medic, este, fiind pe un teritoriu neutru, nu ești nici la spital, nici acasă la pacient, este o... Un apro mediu mai propice pentru a se stabili această o relație între. Pentru că pacientul este conștient că medicul face lucrul acesta de a că iubește oamenii, și că este empatic, și că este un medic deosebit, și medicul este conștient de actul pe care îl face, că este unul de voluntariat, și cel mai mare factor de reducere al stresului și de a-ți da un sentiment de bine este aceea de a face la rândul tău bine pentru alții. Și este o atmosferă atât de frumoasă și de plăcută, vă invit să veniți să vedeți cum o să fie acolo. Așa este. Eu am fost în 2019 la prima campanie care s-a desfășurat la hotelul acesta din Cluj-Napoca. Doar să vă mai spun că suntem în parteneriat și cu DASMU și avem 180 de persoane de pe lista asistenților, so social care au fost contactați. Tocmai pentru a veni și în ajutorul persoanelor defavorizate din această zonă. Din aceștia, 150 vor beneficia de consultații. atât, atât au vrut, adică nimic nu este Limitat, doar că atâția au dorit. Atâția au da. dorit, da, da, da. Și ne bucurăm că putem face lucrul acesta. De asemenea, pentru refugiații din Ucraina avem tot așa o politică specială, și ei vor putea beneficia de consultații și de ajutor. După campaniile precedente, ați făcut ulterior, eu știu, o statistică cu câți bolnavi ați depistat cu diferite afecțiuni despre care ei nu știau nimic? Din păcate, nu am făcut uh, acest Ar gen fi de statistică. O muncă suplimentară. Dar, uh, dar uh, cu această ediție, dorim să începem să facem statistică, să vedem câți pacienți nou, nou diagnosticați avem, câte diagnostice de patologii foarte patologiile grave. Patologiile da, acestea da, da, frecvente da. cu care ei trăiesc și nu. Deja, știau. da, să a lucrat la această aplicație și o vom implementa. Așa cum am spus, ne dezvoltăm pe parcurs. Totul a început uh, fără să ne gândim neapărat la amploarea um, pe care o va lua acest eveniment, și fără să um, ne propunem neapărat să ajungem în toată țara. Dar lucrul acesta se întâmplă și, pe, așa cum v-am spus, ceea ce apreciez la echipa cu care lucrez este că învățăm din fiecare uh, eveniment și încercăm să perfecționăm atât actul medical, cât și uh, cel în ceea ce privește statistica și serviciile că oferite. Da. Iată, anul acesta sunt consultații din uh, 40 de specialități. Da. Sunt cele 45 de cabinete și uh, 40 de specialități. Sigur, ar fi ideal. Aș vrea ca... să da. mai spun că uh, vor fi trei cabinete de recuperare. Uh, pacienții vor trece peste, uh, la, la medicul... Uh, de balneokinetoterapie de recuperare și va pune diagnosticul și dacă are nevoie de proceduri atunci acestea se pot face acolo. Sunt trei cabinete unde pot să-și facă diverse proceduri ca la orice uh, alt spital de recuperare vor fi extrem de bine dotate cabinetele. De asemenea, se poate uh, avem un osteodensimetru și putem să uh, pentru doamnele care doresc să-și uh, să vadă dacă au sau nu osteoporoză, pot să vină să-și facă această investigație. Deci un adevărat uh, spital da, mulțumim, cu mulțumim o foarte aparatură mult. performantă, cu medici, Multe devotați și fi profesioniști. firme medicale. Ce care vă sprijină. sprijină cu Dar să revenim la pacienți. Sigur ar fi ideal din copilărie și cât trăim să ne facem acest consult periodic. Nu știu dacă, dacă toți ne-am duce să facem aceste investigații, nu am supraaglomerat până la urmă. Există totuși niște categorii cu riscuri mai mari care ar trebui să facă și ce investigații le recomandați. Depinde, de depinde. De exemplu, dacă în familie ai pe cineva cu o patologie cardiacă, este important ca și tu, mai ales dacă ești fumător, dacă știi că ai câteva kilometri, exact, kilograme în plus peste uh, greutatea normală. Nu este câți ani să spunem. Uh, nu, contează nu contează ani tocmai vorbeam, acum aveam o discuție cu cardiologii, sunt uimiți de faptul că această combinație dintre alcool și energizante. Provoacă tot felul de aritmii la tineri. la tineri și infart sau moarte subită. Este extrem de periculoasă și tinerii sunt foarte puțin educați, dacă mai adăugăm și drogurile la cocktailul acesta, este o combinație mortală. Deci nu contează neapărat vârsta atunci când vine vorba de investigații. Deci, contează, că ai iată o... stilul de viață. Dacă Na. știi că ai acest stil de viață dezordonat, cu tot felul de substanțe toxice pe care le introduce în organism. Și... Ar trebui mai des să faci aceste Și diverse controle. simptomatologii. Dacă simți că îți bate inima sau simți cum îți bate inima mai tare în piept sau te doare capul, te doare colecistul, dacă ai uh, diverse anumite, simptoma anumite simptomatologii, chiar dacă nu ai, uh, să spunem, familie. în familie, sau nu ai indicația pentru a face o uh, uh, anumită investigație, trebuie să mergi. De deci ce este important fiți atenți la ce patologie aveți în familia dumneavoastră. Dacă aveți cancer de colon, trebuie făcute anumite investigații. Dacă aveți istoric de boli cardiace, Altele de cancer mai amar, să nu mai spun. Același lucru, trebuie să fie atent. Acolo, doamnele, de... orice Sunt doamnă destul de bine instruite. este supus acestui risc, chiar dacă ai sau nu ai în familie, pentru că până la urmă s-a constatat că prezența acelei gene BRCA1 sau 2 nu implică neapărat apariția cancerului. Foarte multe femei cu cancer Așa de sân nu au această mutație genetică. Deci se va face acolo Dar și atât mamografie mult, și ecografie este. mamară? Da, și ecografie mamară, și mamografie. Uh, Institutul Inimii va asigura două cabinete cu medici și aparatură și le mulțumim pe această cale. Spitalul Clinic Județean va veni cu foarte mulți medici de la Institutul Oncologic. Se va, sunt consultații pe oncologie medicală. Și uh, uh, repet ideea, am fost uimită de cât de mulți oameni frumoși și de bine s-au implicat. Să în acest da, s-au implicat și n-aș vrea să uit pe cineva. Uh, în ceea ce privește diverse firme farmaceutice, uh, de alimente, sunt, uh, au venit Vrem să facem și noi ceva. Spuneți-mi ce să dacă doriți să vă ajutăm și cu ce doriți să vă ajutăm și... Um, și în felul acesta campania s-a dezvoltat, a, a dezvoltat. crescut de la un an la altul, iată, din 2019 și până acum în 2024 ați făcut aproape 20 de astfel de campanii uh, peste tot în țară. Așadar, oamenii trebuie să se înscrie online... Uh, Pe care... site-ul dingrijapentrutine.ro iar numărul de telefon este 0376-506070. Să respecte programarea pentru a evita. Chiar va, va avea posibilitatea, dacă aveți ID-uri, care nu vi le-a interpretat nimeni, avem un cabinet de chirurgie toracică, avem un cabinet de neurochirurgie. Dacă v-ați dori să ajungeți la neurochirurg și nu ați reușit până acum și aveți deja o investigație făcută un RMN, încet. Ceea ce aș vrea să desfăci... spun celor care deja s-au înscris și vor veni la noi, ne urmăresc, acum este foarte important să veniți cu toate actele medicale. Ajută foarte mult medicii să pună un diagnostic. De asemenea, aveți pe site anumite instrucțiuni. Dacă doriți să veniți la ecografie abdominală, este important să nu mâncați cu un anumit uh, timp înainte de investigație și așa mai departe. Toate lucrurile acestea le găsiți pe site-ul din pentru tine.ro. Dacă nu știți exact ce să faceți, vă invităm să apelați la numărul afișat pe ecran, pentru că sigur va fi cineva care va ști cum să vă sfătuiască și ce să vă spună pentru a veni pregătiți la investigații. Mulțumim foarte mult! Felicitări pentru această inițiativă! mult succes cu cea de anul acesta și așteptăm, eu știu, statisticile de după, astfel încât oamenii să fie tot mai conștienți de importanța prevenției și a screeningului. Eu vă mulțumesc mult și vă mai aștept cu drag și altă dată. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Aici se încheie prin plan obiectiv. Eu sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și până data viitoare vă doresc numai bine. La revedere!